Bună, eu sunt Beatricia și astăzi vă invit alături de mine să pregătim împreună clătite clasice cu o cremă foarte fină și delicioasă cu aromă de portocală. Haideți să începem! Mai întâi ne vom ocupa de cremă. Într-un bol turnăm smântâna pentru frișcă și o batem până obținem vârfuri moi. E foarte important ca smântâna să fie foarte bine răcită la frigider înainte de a o bate. Cam de așa o consistență avem nevoie, iar în alt bol separat vom bate crema de brânză timp de 2 minute. Eu am folosit cremă de brânză Philadelphia, dar vreau să vă zic că această rețetă s-ar potrivi la fel de bine și cu mascarpone. Dacă folosiți mascarpone, o bateți puțin de tot, pentru că această cremă are tendința de a se separa dacă e bătută prea mult. Adăugăm zahăr pudră după propriul gust și coaja și sucul de la 2 portocale de mărime medie sau o portocală mare. Mixăm din nou până obținem o cremă omogenă. Iar acum vom combina frișca bătută cu crema principală folosind o spatulă și incorporând-o cu mișcări largi și ușoare. Crema este gata, iar acum vom pregăti un sirop cu aromă de portocale pe care îl vom folosi să ungem clătitele atunci când le servim. Pentru asta, într-o cratiță mică adăugăm puțin unt, zahăr brun și coaja și sucul de la o portocală. Siropul îl aducem la fierbere la foc mediu scăzut până tot untul și zahărul s-au topit. Siropul este gata și acum vom trece la prepararea clătitelor. În vasul unui blender adăugăm făină, 2 ouă, zahăr, extract de vanilie, puțină sare, un topit și laptele. Eu prefer să fac aluatul de clătite într-un blender, fiind totul foarte simplu și rapid, iar cel mai important, mereu sunt sigură că n-o să am în el nicio cocoloașă. Acoperim vasul blenderului și îl lăsăm să amestece totul pentru noi timp de 2-3 minute. Aluatul este gata, probabil nu mi-a luat nici 5 minute, ceea ce e perfect atunci când vrei să pregătești niște clătite gustoase foarte rapid la micul dejun. Iar acum ungem tigaia cu puțin ulei vegetal și îi dăm voie să se încingă foarte bine. Ea nu trebuie să fie nici prea fierbinte, nici prea rece. Tipic un foc mediu scăzut este perfect. Ridicăm tigaia de pe foc și cu ajutorul unui polonic turnăm aluatul rotind tigaia în cerc ca toată suprafața să fie acoperită cât mai uniform. O punem pe foc și treptat trecem pe margini cu o spatulă, iar când marginile clătite devin ușor aurii, iar suprafața nu mai pare umedă, întoarcem clătita de pe o parte pe alta și o călim pentru încă aproximativ 10 secunde înainte de a o lua de pe foc. Repetăm din nou exact la fel cu toate clătitele până nu mai avem aluat. Din această cantitate de aluat, mie mi-au ieșit 12 foi de clătite, însă tigaia mea e destul de mărișoară, având un diametru de 24 de cm și deci dacă aveți o tigaie mai mică, o să vă iasă mai multe foi. Iar acum umplem clătitele cu crema pregătită și le rulăm. Adăugați câtă cremă vă place, care preferă mai mult, care mai puțin. La dorință puteți adăugați chiar și bucățele mici de portocală pentru un gust și mai vibrant. Clătitele le ungem cu siropul de portocală pregătit mai devreme, iar ca decor am avut la mână niște frișcă bătută și fistic mărunțit. Și uite așa, clătitele noastre sunt gata, s-au primit foarte gingașe, dar și foarte vibrante în același timp, datorită portocalei.
Dacă v-a plăcut această rețetă, vă invit să vă abonați la canalul meu pentru a vedea mai multe rețete interesante și delicioase, iar eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă aștept cu drag și în următoarea rețetă. Poftă bună! Pa, pa!